Bună, dragii mei! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție specială de data asta a podcastului lui Radu Prisăcaru. Este o ediție de Crăciun pe care voi o vedeți în a doua zi de Crăciun. Deci, permiteți-mi să vă spun sărbători fericite, Crăciun fericit și până la anul și un an nou fericit. Pentru că suntem în această perioadă minunată pentru noi, pentru români și pentru fiecare popor creștin, astăzi am invitat special un prieten drag mie, cu care mă cunosc de mulți, mulți, mulți ani, care mi-a fost aproape de fiecare dată și pe care am încercat și eu să îl ajut atunci când am putut. Un cunoscut de-a vostru, cu siguranță, preotul Mihai Mărgineanu. Bine ați venit! Sau bine ați revenit la noi, la Iași TV. Bine v-am găsit! Urez și eu Crăciun fericit celor care ne urmăresc și să se bucure din plin de sensurile și semnificațiile acestei minunate sărbători. De asta v-am invitat, pentru că, fiind o ediție specială de Crăciun, vreau să discutăm despre ce înseamnă Crăciunul pentru români. Cum simțiți, pentru că ați slujit atâta timp, de tânăr, ați slujit românii, ieșenii. Cum îi simțiți acum, mai implicați, mai... poate e mai greu, sau cel puțin acum în pandemie. Cum putem să facem, pe de o parte dumneavoastră și pe de altă parte și noi, mass media, să-i ajutăm pe români să simtă acel sentiment minunat, acea dragoste frătească și de multe ori dragoste pentru Dumnezeu, care ar trebui să ne aducă Crăciunul? Bine spus, Crăciunul e sărbătoarea dragostei. Este sărbătoarea iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de noi oamenii, care s-a deșertat pe sine, cum spune Apostolul Pavel, s-a deșertat pe sine de toată plinătatea și slava sa într-o făptură omenească, într-un prunc care s-a născut în ieslea din Betleem. Semnificația acestei sărbători este una evident trăită în multe și variate modalități. Pe de o parte are o profundă semnificație religioasă, de cealaltă parte are un puternic conținut tradițional și evident, de ce nu, trebuie să recunoaștem, are și un impact social și economic și comercial, aplicat timpului și sigur, pe timpului pe care îl trăim. Mergând pe firul acestor semnificații, întâi de toate, cred că trebuie evidențiată importanța religioasă a sărbătorii, care are în centru nu doar un personaj care împarte daruri, ci are în centru pe pruncul Iisus care se naște și care ne-a adus prin nașterea sa cel mai mare dar, darul mântuirii. Noi ne oferim daruri diverse, dar nașterea Domnului Hristos ne-a adus darul acesta al mântuirii, al situării noastre deasupra problematicii, deasupra dificultăților, deasupra orice ar putea să ne strice din bucuria și din fericirea pe care o trăim în apropiere de Dumnezeu. Că până la urmă asta este mântuirea, împăcarea noastră deplină cu Dumnezeu. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos s-a petrecut acum, iată, aproape 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani, în Betleemul din Iudeea, din vechea Palestina, actualul stat Israel, dar nașterea Domnului Hristos, privită din punctul de vedere spiritual, nu e un eveniment care s-a petrecut undeva, cândva, ci el este un eveniment mereu prezent. Din punct de vedere spiritual, fiecare devine un fel de contemporan al nașterii Domnului, sau mai bine zis, aduce în actualitate mesajul nașterii Domnului. De aceea, ceea ce auzim în biserică intonându-se Hristos
astăzi s-a născut sau astăzi Hristos se naște din fecioară sau astăzi Hristos se naște în Betleem, acel prezent continuu nu-i o simplă licență poetică, ci este un mod de a ne împropria nouă celor de astăzi bucuria nașterii Domnului și părtășia cu Dumnezeu prin această bucurie. Sărbătoarea are așadar un puternic conținut religios pe care îl trăim în primul rând în spațiul liturgic. Iată, ieri în Sfintele Bisericii a fost oficiată liturgia din ziua de Crăciun. Astăzi, în ziua a doua de Crăciun, iarăși avem Sfânta Liturghie și mâine iarăși vom avea și ziua a treia de Crăciun, tot Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că într-un colțișor al Sfântului Altar, în proscomidiar sau la locul unde îi se spune locul în care se săvârșește proscomidia, există o scobitură în zidul bisericii în care se desfășoară acea tainică naștere a Domnului Hristos la timpul prezent. Slujba aceasta se petrece nu la vedere, preotul o oficiază rostind toate rugăciunile retras în acel colțișor al altarului și pregătind sfintele taine din care se vor împărtăși credincioșii. Dar Sfânta Liturghie e un curs al vieții Mântuitorului Iisus Hristos de la naștere și până la jertfa sa pe cruce și învierea sa din morți, un parcurs în care Hristos Domnul ne ține de mână pe fiecare dintre noi, cei care participăm la Sfânta Liturghie. De aceea, cei care participă la Sfânta Liturghie au în ei o bucurie aparte, un sentiment pe care nu-l pot descrie în cuvinte, tocmai pentru că s-au atins de ceva sacru, s-au atins de ceva care e mai presus de puterea noastră de exprimare, dar care ne determină să trăim atât de profund bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Există apoi și acea reprezentare, să spun de data aceasta, în spațiul tradițional popular românesc și din acest punct de vedere noi românii suntem foarte, foarte bogați în acele minunate cântări care sunt colindele. Colindele de Crăciun sunt poate cântările care antrenează întreaga societate românească. Nu cred că există român care să nu știe un colind. Nu cred că există un român care să nu se bucure atunci când aude un colind. Pentru că, în mod fericit, ingeniozitatea sau creativitatea românului a reușit să îngemăneze, să asocieze nașterea Domnului Hristos, bucuria comuniunii cu Dumnezeu, cu efectele imediatului în viața noastră. De aceea, unele dintre colinde te îndeamnă să fii bun, nu uita când ești voios române să fii bun, altele te îndeamnă să fii mai curat, mai luminos, altele te îndeamnă să vestești și altora bucuria pe care o trăiești. E un sentiment de părtășie care prelungește în mod fericit liturghia din biserică în spațiul tradițional românesc. Și în sfârșit există și această semnificație, să spunem, care atinge problematica de fiecare zi. Încă mai sunt, cum spune colindul, bordeie fără foc. Trebuie să fim foarte sensibili față de nevoile oamenilor, față de suferințele lor, pentru ca să facem ca măcar la Crăciun să adie în sufletele lor un dram de mângâiere. Cum i-ați simțit pe ieșeni? Chiar acum ați fost în casele lor, înainte de Crăciun. Bine, m-am străduit. Urmează și următoarele zile. Cum îi simțiți pe ieșeni? M-am străduit în pe parcursul activității mele să dau o pronunțată nuanță de bucurie a unei revederi, că până la urmă vizita preotului se face, iată, odată la un an de zile și ea dă o emoție aparte. Mărturisesc că pășind prin casele creștinilor, în multe situații ne-am emoționat reciproc,
de bucuria revederii, că am trecut, de ce să nu recunoaștem, printr-o perioadă destul de complexă generată de această pandemie și, sigur, pentru multe familii această trecere a bolii a însemnat și pierderea unor persoane dragi și tocmai pentru acest motiv, faptul că ne putem vedea, ne putem privi unii pe alții în ochi, lucrul acesta contează enorm și pentru suportul nostru sufletesc, dar și pentru acea bucurie a comuniunii umane pe care în mod firesc o asociază o sărbătoare. O sărbătoare care întotdeauna are menirea de a ne transforma nu în beneficiari ai unor trăiri, ci în slujitori. Pentru că sărbătoare, din latinescu servatoria, are la rădăcină acea idee a slujirii, a servirii. Omul la sărbători e chemat să se gândească mai puțin la sine însuși și mai mult la cum să servească pe Dumnezeu, să servească pe cei din jurul său, din prisosul inimii. Acea zi de multe ori pe care noi înțelegeam duminica, când n-ar trebui să lucrăm, cum era înainte la lucru la câmp, ci ar trebui să-L slujim într-adevăr pe Dumnezeu. Să și facem iată altceva, E și sărbătoarea, nu? Da. Și sărbătoarea, acea atmosferă de sărbătoare, la acea atmosferă de sărbătoare pe care o dă întâlnirea preotului cu creștinii în casele lor, e stimulată, să spun așa, în trăiri și în semnificații de prezența icoanei. Icoana nașterii Domnului, cred că spre deosebire de celelalte icoane, parcă are un impact emoțional mult mai profund. E un lucru extraordinar să te întâlnești cu Dumnezeu în chipul unui prunc. Cred că mai multă sensibilitate nu poate trezi decât această icoană care ne oferă imaginea întâlnirii noastre cu pruncul Iisus. Icoană care este prezentă spre închinare, iată cum vedeți, în bisericile noastre și în aceste zile ale Crăciunului. Și, sigur, pentru mulți dintre cei cu care am avut dialoguri în această perioadă, sărbătoarea Crăciunului a reprezentat și un moment de edificare sufletească, de zidire sufletească personală. Au fost mulți creștini care s-au spovedit, s-au împărtășit și au purtat grijă de cele ale sufletului, astfel încât nașterea Domnului Hristos din Betleem să capete o actualizare profundă de data aceasta în sufletul celui care și-a pregătit casa pentru a primi pe Hristos pruncul. E în sărbătoarea Crăciunului și această, să spun, preocupare gastronomică, pentru că la Crăciun familiile și mai cu seamă gospodinele etalează toate bunătățile care ne desfătează. E o lucrare sau e o activitate care completează în mod fericit atmosfera de Crăciun și bucuria sărbătorii, pot spune că am citit-o în ochii creștinilor. Parcă aș zice eu însă, și lucrul acesta nu m-a întristat, ci dimpotrivă m-a bucurat, cu un sentiment parcă de mai multă luciditate, de mai multă prezență în raport cu ceea ce se petrece și cu mai puțin conținut de acesta distractiv. M-a bucurat lucrul acesta. Crizele de multe ori ne aduc cu picioarele pe pământ. Această pandemie ne-a dat, la un moment dat, cred că tuturor, un reset. Ne-a adus cu picioarele pe pământ, ca să spun așa. Pentru că ați trecut și dumneavoastră prin probleme cu familia, cu cei din jur, cu cei cu care eram foarte apropiați. Și cred că ne-a arătat tuturor cât de importantă este familia, cât de importantă este prezența în familie și cât de important este să trăim momentul. Să nu mai amânăm de multe ori să spunem celor dragi, te iubesc. Să spunem celor dragi că vrem să fim aproape de ei. Pentru că la un moment dat, câteva secunde și acea persoană dispare. Deci cred că este și o lecție pe care ar trebui să o învățăm, să prețuim fiecare clipă când suntem
alături de cei dragi. Da, e foarte adevărat și pentru mine și cred că pentru multe familii despărțirea de cei dragi a fost un examen foarte greu de depășit. Nici nu aș putea spune că l-am depășit. Aproape nimeni nu-l depășește, nu-l putem, definitiv. Nu-l putem depăși, rămâne pentru noi o durere. Părintele Aurel, fratele meu, s-a stins datorită acestei boli. Care de asemenea am avut o relație foarte bună. A fost bună. Anul în care s-a pierdut și tatăl meu, anul 2020. A fost un an greu pentru noi. Anul acesta, 2021, a fost, aș putea spune, un mod de a ne reevalua, de a ne redescoperi și de a ne repune pe linia vieții toate aspirațiile noastre și toate idealurile noastre. Multe s-au schimbat într-adevăr în felul nostru de a gândi, în felul nostru de a ne manifesta, dar cred că toate acestea nu vor face decât să completeze sentimentul acesta de sărbătoare pe care, cum spuneam, am sesizat că e trăit de data aceasta cu mai multă intensitate, dar și cu mai multă luciditate. Sărbătoarea nașterii Domnului e o sărbătoare în care, într-adevăr, ne redescoperim frumusețea vieții de familie. Pentru că, vedeți, Hristos a ales să vină pe lume în calitate de prunc al unei mame, de fiu al unui tată adoptiv, chiar dacă el este fiu al Tatălui Ceresc din veci. A ales aceasta pentru a sublinia importanța pe care o are familia și aș putea spune că sărbătoarea Crăciunului ar trebui privită ca o sărbătoare a îmbrățișărilor. Vedeți și în icoană, pământul, peșterii în care se naște, parcă îmbrățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ei, cam același lucru trebuie să-l simțim noi față de toți cei din jurul nostru, dar mai cu seamă față de cei dragi. Le oferim într-adevăr multe cadouri, dar eu cred că vor cântări foarte mult aceste îmbrățișări pe care în mod firesc le arătăm față de toți cei care ne oferă sau cărora le oferim câte ceva. Bucuria sărbătorii și această îmbrățișare pe care ne-o acordăm ar trebui să reprezinte un fel de deschidere a noastră mai specială față de lume, față de problematica lumii. Iată, să vorbesc de situațiile economice, oameni care sunt nefericiți, oameni frământați de diverse situații și nu mă refer neapărat la cei săraci. Probleme pot avea chiar și cei bogați și lucrul acesta probabil că îl înțeleg uneori mult mai dramatic. E un momentul de criză, e un moment de încercare, un moment de judecată și de reevaluare a potențialului nostru din perspectiva a ceea ce n-am făcut când trebuia, cât trebuia, cum trebuia. Și atunci încercăm să ne reașezăm și gândirea și manifestarea noastră în această direcție a lucrării concrete, cum ați spus, cât mai angajate și mai prompte, să nu lăsăm timpul să treacă, pentru că timpul nu se mai întoarce, este irreversibil. Am fost binecuvântat și am ajuns într-un an greu pentru mine în Israel, la locurile sfinte. Și am fost în acea peșteră. Am avut o trăire fenomenală și le doresc tuturor celor care ne văd și ne ascultă să facă această călătorie. În primul rând, internă. Pentru că trăirile pe care le-am avut mi-au schimbat total viața. Mă așteptam la altceva, sincer. Mă așteptam la o măreție, o grandoare a lui Dumnezeu, la ceva, la multă lumină, la mult aur. Dar nu. Deci a fost și atunci am fost izbit de acest lucru, de simplitate, de modul în care s-a născut Iisus într-un loc în care orice copil s-ar putea naște.
Chiar mai rău de atât putem spune. Probabil un copil din acea vreme s-ar fi născut într-o casă. El s-a născut într-o peșteră, într-o iesle. Condiții foarte sărăcăcioase, modeste, umile. S-a smerit. A fost în acea naștere a Domnului Hristos o smerire sau un model de smerenie pe care ne-l oferă Dumnezeu, care a lăsat toate ale sale pentru binele omului, pentru a reabilita, pentru a restaura pe om din starea de cădere în care s-a aflat. Dar peștera din Betleem și biserica aceea care e construită are evident multe semnificații, multe adăugiri care nu fac decât să reflecte dorința oamenilor din toate timpurile de a participa cu ceva la simplitatea și la cumințenia peșterii din Betleem. Dar oricât de mare s-a făcut biserica de peste peșteră, locul în care s-a născut Hristos a rămas la fel de simplu și mai mult decât atât, intrarea în acea biserică se face printr-o ușă foarte de joasă. Unde trebuie pentru, să te apleci. Pentru a ne anunța într-un fel că acolo unde intrăm trebuie să ne aplecăm sufletele și cu adevărat pelerinajul și în Țara Sfântă și orice pelerinaj întotdeauna aduce cu sine și o călătorie interioară, o pășire așa calmă, domoală peste toate momentele noastre de criză, peste toate momentele noastre de încercare, de tulburare și începem să le vedem, să vedem și lumina din ele, pentru că asta este, cred, cel mai important lucru, să vedem lumina din ceea ce trăim. La nașterea Domnului e prezentă o stea, o stea care a călăuzit pe magi, dar steaua este furnizor de lumină. Acea stea care, iată, despre care vorbesc colindele noastre și despre care a oferit mărturie Evanghelia, acea stea, de fapt, e un mod de a ne sugera că în fiecare moment și în fiecare eveniment pe care îl trăim, fericit, nefericit, există o luminiță. Există o sclipire pe care nu trebuie să o pierdem, pentru că fiecare moment și eveniment își are un conținut prin care Dumnezeu, în mod pedagogic, ne îndreaptă din starea de cădere către poziția verticală a omului firesc. Dragii mei, luăm o scurtă pauză pentru puțină reclamă, dar revenim în această zi minunată de Crăciun să discutăm despre ce înseamnă Crăciunul pentru români și vă promit că nu o să uităm nici pe cei din diaspora, cărora poate le este mai greu în aceste zile, care sunt departe de familie, sau celor care vin din țări îndepărtate ca să facă sărbătorile alături de cei dragi. Ne revedem după o scurtă pauză.